după ce am fost arestat în Novosibirsk, în aeroport. Asta este, de ce ai fost arestat? Peste asta treci, vrei să treci prea ușor? Nu aveam permis de filmare și luasem o cameră semiprofesională. Atunci aveam eu aspirații de a deveni jurnalist, mai știu eu ce. Nu mi-a ieșit. Luasem o cameră de asta semiprofesională, gândindu-mă că nu o să-și dea seama, că arată ca o cameră turistică. Ei, și-au dat seama. Nu primisesem permis de filmare. Da, ai cerut permis de filmare? Am cerut, dar nu mi s-a dat. Ah, ok, și erai deja în evidență lor, probabil. Și, când să părăsim Novosibirsk, eram la aeroport. L-au arestat întâi pe cameramanul meu, care s-au gândit că da, ăsta bărbat înalt, ăsta trebuie să fie conducătorul. Eu eram o chestie la vreo 40 de kg la momentul ăla, mică, slabă, nu s-au gândit că eu scapul răutăților. L-au luat pe cameraman, care nu vorbea engleză, habar n-avea, casetele pe care le avea la el aveau, nu știu, ceva funduri de femei și porumbei în piață și cam atât, nimic problematic. Și apoi l-au scos pe el afară din spațiul de interogare de la aeroport și m-a luat pe mine. Și am stat vreo 4 ore cu cătuș la mâini, fără țigări la mine. Asta era cel mai important, că aveai țigări. Bun, dar casetele unde erau? Casetele le-am pus cu o noapte înainte de a pleca. Mi-au trăsnit mie prin cap că s-ar putea să fie probleme și le-am pus în pachete de țigări. Am resigilat cartușul și le-am pus la cală. A, deci te pregăteai pentru ce urma să vină. Bun, și cum a fost interogatorul? 4 ore? Ce? A, nu a fost 4 ore, a fost, în fine, câteva minute și după aia m-a lăsat una singură. A, 4 ore ai stat acolo. Și apoi au mai venit cu ceva document în limba rusă să mi-l dea să semnez. Și eu am scris pe document în limba engleză că da, că nu înțeleg ce scrie aici și semnez doar ca să mă lase să plec. Și am dat 150 de euro așa sub masă. Și am... Așa te-a lăsat, nu? Asta în ce an era? În 2007. Și am primit neoficial, practic, nu mi s-a pus nimic în pașaport, o interdicție pe 5 ani să intru în Rusia. Au spus că dacă vii în următorii 5 ani o să fie arestată, de pentru care în 2008 m-am dus iarăși și am lucrat 3 luni la Moscova.